Jucătorii de la Pandurii Târgu Jiu au primit notificări de reziliere a contractelor din partea celor doi administratori, astfel că toți jucătorii vor deveni liberi de contract. În plus, unora li se propun noi contracte cu valori între 1.000 și 2.000 de euro, contracte cu care aceștia nu sunt de acord. Și antrenorul Petre Grigoraș a primit un astfel de document de reziliere a contractului. Încă nu a discutat cu unul dintre oficialii echipei pentru că la club nu găsise pe nimeni în această dimineață. Încă e neclară, aștept să mă întâlnesc și eu cu cineva, am venit aseară și sper să o rezolv în cel mai scurt timp. N-am reușit să mă întâlnesc cu nimeni pentru că n-am găsit pe nimeni la club momentan. Sper să-i găsesc acum, să vină la stadion și vom discuta. La reunire s-au prezentat doar 5 dintre jucătorii primei echipe. Este vorba despre Pițian, Lazăr, Herea, Răuță și Trifu. Fotbaliștii însă nu sunt dispuși să continue la Târgu Jiu pe bani puțini. A fost o vacanță bine meritată după sfârșitul de tur. Plan de viitor încă nu știm. E situația noastră incertă momentan. N-a semnat contractele cu... Nu cred că a semnat nimeni. Nu știu, să vedem zilele acestea ce se întâmplă. Tu ce ai dori? Ai dori să rămâi în continuare? Chiar pe prețurile mici, pe salariile mici? Nu, în condițiile astea nu. Cred că niciunul dintre noi. Avem familie, avem copii. Din 16 ianuarie, toți vor fi liberi de contract. Fotbaliștii nici nu vor să audă de salariile propuse de cei doi administratori. Cum să fie vacanța? A fost una foarte urâtă, vă dați seama, fără bani, fără tot. A fost foarte greu. Am înțeles că mi se va rezilia contracte la toți jucătorii și după 16 vom fi liberi de contract. Asta știm și noi, am venit la club să vedem ce se va întâmpla și cred că fiecare vom merge pe drumurile noastre. Nu rămâi la un salariu de 1.000-1.500 de euro pe lună? N-avem cum să mai rămânem, că și la Liga 2 luăm mai mulți bani față de Liga 1, vă dați seama. Acum avem și noi oferte în altă parte și sperăm să ne dea drumul să scăpăm cât mai repede, că acest campionat începe repede și trebuie să ne și pregătim. Domnul antrenor, ați vorbit? N-am vorbit, acum am venit la antrenament, stăm de vorbă și cu dânsul, am înțeles că nici dânsul nu vrea să mai rămână, că vrea să-i facă salariul 900 de euro și e greu și pentru dânsul, are familie, ca noi toți și va fi foarte greu. Andrei Pițian a fost singurul care a semnat un act adițional prin care este de acord cu o reducere salarială. Acum nu mai este la fel de sigur că va mai rămâne în aceste condiții. Momentan nu am apucat să discut, probabil astăzi va discuta și dumnealui cu marea majoritate dintre noi și vom vedea care va fi strategia atât a lui cât și a noastră individual de acum încolo. Cu ceilalți colegi ai discutat? Am mai ținut legătura cu câțiva dintre ei. Marea majoritate nu știu momentan ce au de făcut. E o situație cam incertă și nu convine nimănui. Sperăm astăzi să aflăm mai multe și să știm ce facem pe viitor. În aceste condiții, drumul clubului spre faliment este din ce în ce mai neted, iar Marin Condescu, inculpat într-un dosar de evaziune, reținut în urmă cu aproape 3 ani și trimis în judecată pentru devalizarea grupării de fotbal, s-a întors la club și se închipuie salvatorul echipei după ce a promis că va găsi bani pentru a scoate Pandurii din insolvență. Toate s-au dovedit a fi vorbe în vânt. Cert este doar că prin intermediul lui Marin Golea, administratorul special, doar o marionetă în mâinile lui Condescu, fostul președinte al clubului, încă mai deține control la Pandurii. Negociază cu jucătorii, cu posibil înlocuitori al lui Petre Grigoraș, ca și cum ar fi la șefia clubului. De astfel, de câteva luni, un restaurant din Târgu Jiu, deținut de Marin Condescu, asigură contracost mesele jucătorilor și stafului tehnic de la Pandurii, iar surse din interiorul clubului susțin că mașinile din tot area clubului au început să fie folosite la întâlnirile Federației Naționale Mine Energie, sindicat unde Condescu este președinte de onoare.